Zglobii și jucăuși astfel pot fi caracterizați cei patru lei care au fost aduși recent la grădina zoologică din orașul Harkov, Ucraina. Animalele au fost plasate în voliere, în care erau anterior tigri, iar acum dispun de mai mult spațiu. Vizitatorii grădinii zoologice din capitală susțin că noile gazde ale menageriei sunt foarte frumoase, însă nu au reușit să vadă animalele de aproape, întrucât în prezent acestea stau mai mult în voliere și evită plimbările. I-am văzut așa pe de departe, adică frumos, o să mai crească, o să mai vedem. Am discutat cu prieteni, adică ar fi bine și girafă, de exemplu, sau pandă, sau rinocer, dar nu avem condiții, adică nici climaterici. Ne bucurăm că există, că îi avem aici. Ce animale, specii ar mai trebui să aduc aici? Nu știu, își facem cercul, vedem ce este și mai facem concluzia ce mai trebuie. Și am reușit să-i văd, normal, pentru că sunt din îndepărtare. Animalele au fost aduse din Ucraina, fiind donate de o grădină zoologică particulară din orașul Harkov. Acum leii trec printr-o perioadă de adaptare și au parte de o alimentație mai bogată. Este o familie de lei deja formate. Ei s-au născut în luna mai, anul trecut, deci au aproximativ 10 luni. Sunt 3 surori și un frate, deci sunt o familie formată. Acolo nu prea aveau posibilitatea să îi hrănească foarte bine. La noi cu plăcere consumă, deci laptele, brânzele, se face amestec special cu ouă, carne. Potrivit angajaților de la grădina zoologică, animalele nu duc lipsă de hrană și în fiecare săptămână procură legume, fructe, carne pentru a le oferi o alimentație corectă. Aici noi ținem 3 tipuri de carne, de găină, cal și porc, dar și pește de diferite tipuri. Noi avem un regim alimentar strict pentru fiecare animal, care este dozat pe porții. În prezent, puii de lei nu au un nume, iar vizitatorii sunt îndemnați să propună angajaților grădinii zoologice numele preferat. S-a propus și, într-adevăr, de ce nu să participe și oamenii la alegerea numelui la fiecare animal. De obicei, când la noi se nasc în instituții, noi le oferim numele puțin mai târziu, în dependență de comportamentul lui, de caracterul lui. Aici o să vedem cum o să se poarte ei și totodată ce nume o să fie propuse și de vizitatori. În luna ianuarie, la grădina zoologică din capitală au fost aduse 31 de animale noi. Dintre acestea, 7 specii au ajuns pentru prima dată la noi, precum lemur, caracal, serval, mara, capivara, capricorn, leoaice și maimuțe. Animalele au fost aduse din Rusia, de la o grădină zoologică din Novosibirsk și Habarovsk.